Inspecția judiciară a rămas de la 1 septembrie fără conducere, iar numirea noului inspector șef este subiect de dispută între Ministrul Justiției și CSM. Ministrul Justiției Tudorel Toader a redactat un proiect de ordonanță de urgență trimis spre avizare și CSM, care să prelungească mandatul actualei conduceri până la finalizarea concursurilor pe cele două posturi de inspector șef și inspector șef adjunct. Un judecător membru CSM a exprimat o altă părere despre cine ar trebui să numească o nouă conducere interimară a inspecției judiciare. Să fim corect informați, ori de câte ori mandatul legal al conducătorului oricărei instanțe sau parchet încetează, iar funcția nu este ocupată prin concurs sau examen, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii deleagă un judecător, respectiv un procuror, în acea funcție până la ocuparea ei prin concurs sau examen. Nu este obligatorie delegarea ocupantului anterior al funcției. În cazul inspecției judiciare, Comisia numărul 1 a Consiliului a decis, firex față de cele ce preced, că plenul CSM are competența legală de a delega și în funcțiile de conducere în care are îndrituirea legală, să numească. A scris judecătorul Bogdan Mateescu. Facebook. Mandatele lui Lucian Netejor, inspector șef, și a lui Gheorghe Stan, inspector șef adjunct de la Inspecția Judiciară, s-au încheiat în data de 1 septembrie. Până la delegarea unor inspector șef, întreaga activitate a instituției este afectată. În aceste condiții nu pot fi lucrate noi sesizări cu privire la eventuale abateri disciplinare ale magistraților și nici nu vor putea fi încheiate cercetările derulate în acest moment de către inspectorii judiciari. Asta pentru că toate documentele au nevoie de un aviz al conducerii, au precizat surse judiciare citate de Mediafax.ro.